Hai să începem cu subiectul 1. O să notez aici răspunsurile și la final uh, ne verificăm cu baremul sau eventual uh, o să vă trimit răspunsurile, nu știu, pe un sau ceva. Mulțumesc de follow, Dumitrița. Ok, problema 1. Indicați valoarea expresiei cc++. De obicei aici e un calcul sau e... Salut, Rares! De obicei aici e un calcul sau e o <coughs> expresie de inegalitate care returnează ceva o valoare. Dar aici trebuie să ne dăm seama calculul ăsta ce valoare are. Și să avem 22 supra 2 ori 2 minus 5. Cea mai simplă abordare, având în vedere că avem operații de gradul 1 și de gradul 2, prima dată facem operațiile de gradul 2 și, după cum știți, operațiile de același grad se fac în, ordine în ordinea apariției. Operațiile de același grad se fac în ordinea apariției, deci 21 părți la 2 facem prima dată, nu 2 ori 2, 21 împărțit la 2 e egal cu 10,5. Dar noi avem nevoie doar de partea întreagă. Deși, da, avem nevoie doar de partea întreagă. Că în CC++ nu vede niciun flow, niciun, niciun nimica. Și rămânem atunci cu... Din 21 împărțit la 2 rămânem cu 10. Deci 21 împărțit la 2 rămânem cu 10. 10 ori 2. Super simplu, 20. 20 minus 5, 15. Deci toată chestia asta e egală cu 15. Rămâne varianta C. Din nou, 21/2 rămâne cu parte întreagă, nu rămâne cu 10, uh, 10 Variabila X este declarată la indicați atindecățiunea care normal unei datele. Ok, avem un struct și trebuie să vedem avem un și trebuie să vedem care e linia corectă de cod pentru afișarea unei dăți o să le elimin pe alea care-s greșite și o să explic la fiecare de ce e greșită, că e cel mai ok așa decât să o zic pe aia corectă, direct și gata. Hai deci să notez aici punctul 2. Z.x nu e ok pentru că nu așa se apelează un câmp dintr-un struct, nu câmp. numele variabilei, ci variabilă. câmp. Chestia asta nu merge, din nou e greșită, nu așa se folosește. Data.x.z și asta e greșită că e numele stractului prima dată și nu e nu e corect. Tipul extractului, scuze, nu numele. Deci tipul de dată de aici e denumit dată. Dată.x nu funcționează, deci rămânem numai cu varianta A. Corectă. Aici cred că avem un program recursiv și o să facem ca... Ok. Avem f de 3 și 1. N e diferit de 0, deci automat intrăm în interiorul if-ului. x egal cu x plus 1 adică x devine 2. Și o să avem f de n minus 1, adică 2, x este 2, minus x x plus 1, că x și o schimbă valoarea de aici. Deci, 2 pe care îl avem aici, îl avem și îl și scădem mai încolo. Revenim cu f de 2 și 2, n este diferit de 0, x iarăși crește valoarea. Mersi de follow, Paul. Uh, N de de X N scade valoarea, dar X-ul și-o crește. 1, 3 minus uh, 3. F de 1, 3 egal cu F de N scade valoarea și e 0. 0 și 4 minus 4. Și acum când o să apelăm F de 0 și 4, o să returnăm valoarea 0, deoarece N acum este egal cu 0 și nu mai intrăm în interiorul if -ului. Deci când am ajuns pe egal cu 0, ne-am oprit. Um, punem punct și virgulă. Am zis că punem punct și virgulă când știm, știm, cu siguranță că am terminat cu programul acesta și trebuie să ne întoarcem mai sus cu apelurile recursive. Când ajungem aici o să avem 0 minus 4, care e egal cu minus 4. Înlocuim minus 4 cu minus 3. Salut, Max! Uh, înlocuim, apel, scuzați, înlocuim apelul de aici cu minus 4 și o să avem minus 4 minus 3, care e egal cu minus 7. Și acum apelul de aici o să fie egal cu valoarea de aici, adică minus 7. Deci minus 7 minus 2 egal cu minus 9. Varianta, varianta D. Okay. Uh, hai să vedem la 4. Un arbore cu rădăcină are 8 noduri, numărul de la 1 la 8 și munchile, indicați numărul maxim de frunze ale arborelui în funcție de rădăcina aleasă. Uh, cel mai bine aici ar fi, cred că, să facem un desen. Hai să vedem, just paint. Uh, um, ok, hai să desenăm. Ok. 7. 8. Asta e văd 4 prin ce e legat 3. A, ah, nu, hai să-l desenez așa tot. 4. 4, 5 avem mai încolo și mai avem 3 cu 6. Mama, am, da, ce, ce am nimerit de desenul ăsta? Cred că ăsta e numărul maxim. Hai să ne gândim. La 8, dacă luăm pe 8 rădăcina, 1 nu e frunză, 7 e frunză, 6 și 2. 1, 2, 3 frunze. Dacă luăm pe 7 rădăcina, avem 1, 2, 3 frunze. Dacă luăm pe 3 rădăcina, avem 1, 2, 3, 4. Nu, no, și pe 3, dacă luăm tot 4 frunze, avem. Dar în cel mai bun caz, 4 frunze avem. În cazul 1 avem 6, 2, 7, 8 ca frunze. Frunzele sunt uh, nodurile care nu au fi, care nu mai au nimic în jos, nu mai au legătură mai în jos. Ok, deci aici este varianta B. Ok. 4B. Azi vedem la 5. Uh. Ok. Un graf complet are complet completare 21 de noduri. Indicați numărul de munchi ce pot fi eliminate astfel încât graful parțial, opțiunul să fie Conect și fără cicluri. Și cu un graf neorientat complet are maxim uh, numărul de muchi maxim, nu, numărul de muchi, că e, e complet, are toate muchile posibile, este n pe lângă n minus 1 totul supra 2. Asta e numărul de muchi pentru graf complet. Ok, super, merci. Deci în cazul de față avem 21 ori 20 supra 2, care este 210. Ok. Hai să... Noi trebuie să eliminăm astfel încât graful parțial să fie conex și să nu aibă cicluri. Păi ca să fie conex și să nu aibă cicluri, trebuie să obținem, uh, să avem, ca să desenez file, new, card, Uh, ar trebui să avem doar așa nodurile, gen înlănțuite, pur și simplu într-un simplu șir. Că dacă mai avem cumva un nod așa, automat avem ciclu, un uh, o așa, automat avem ciclu. Deci ne trebuie ca un fel de tren Avem să fie legate ca niște vagoane. Și pentru un uh, graf cu 21 de noduri avem nevoie de 20 de MUCHI, deci N-1 MUCHI, ca să le facem sub forma asta. Că numărul de spații dintre ele sunt N-1. Deci numărul de spații dintre mai multe noduri pe care vreau să le dispun ca un tren. Nu știu, să zic astea vagoane și asta e legătura lor. Și spațiile dintre ele sunt N-1, cu una, una mai puțin. Deci am avea nevoie în cazul de față de 20 de uh, Deci dacă avem nevoie de 20 de muchi necesare, 210 minus 20 egal cu 190. Deci trebuie să, să eliminăm 190 de muchi. Deci răspunsul e. S-a notat partea întreagă. Scris numărul afișat în urma executării dacă se citesc în această ordine 3, așa și 3. Hai să vedem ce variabile avem nevoie. N pe P, în C, Atât atât aud, ok. Acum fac un tabel de valori, așa să Eu așa am învățat să parcurg uh, programele de la subiectul 2 de la BAC și uh, mi se par mai ok. Tabel de valori. Bă, bă, hoi, o să vezi, când o să vezi pentru BAC, o să ai nevoie de el. Altfel nu prea poți în cap. Deci am zis că citim în N, 3, 8, 4, și în K citim 3. p ia valoarea 1. Revenim. altfel n egal cu 0. Era să-mi iau uh, repetă până când N egal cu 0 sau K egal cu 0, ok? Ce ia N modulo 2? Ce N modulo 2? Păi ce este... N-ul este impar, deci N modulo 2 o să fie 1. Uh, n ia N pe 10, deci 3 4 nu o să mai scriu încă o dată, o să-i dau copy-paste direct, să-i tai ultima cifră. Dacă ce e diferit de 0, într-adevăr, este diferit de 0, Nr egal cu Nr plus N modulo 10, ori P. Uh, Nr egal cu 0 plus, deci 0 plus N modulo 10, 6, mare atenție că după ce l-am tăiat ea ultima cifră, nu înainte, ori 10, de 6 ori 1. Ok, deci în R ul nostru o să devină 6 și pe ul nostru o să devină 10. Altfel K a K-1, că sunt două structuri. Uh -huh. Repetă până când niciuna nu e 0, ok, mai într-o dată, C-ul este 0 acum, dacă ce e diferit de 0, nu mai e diferit, pentru că 6 modulul 2 e 0, de aia C-ul e în valoare 0. Nu mai intră în dacă, intră în altfel. k capa K-1, deci aici am ajuns pe 2, am uitat să scad. Deci, după ce am făcut N modulul 2, trebuia să fac detailul N ultima cifră. După ce am tăiat lui N ultima cifră, scad pe K, pentru că intră în altfel, repetăm. Din nou, 2 modul 2 este 0. 0, intrăm aici. Tai ultima cifră. Ce e diferit de 0? Nu. K scade. Repet. Uh, acum 5 modulul 2. 5 modulul 2, într-adevăr, este 1. Tai ultima cifră, 384, 4. Acum intru în dacă. Și o să adunăm deci n modulo 10 ori p, n modulo 10, 4 ori p, care 10, 40 plus 6, 40 și 6. Se... M-am cam prins ce face algoritmul ăsta. De obicei la BAC cam trebuie să vă prindeți ce face algoritmul pentru punctul B, unde trebuie să dați valori de obicei. Și dacă nu vă prindeți, mai dați voi alte exemple și îl luați din nou. Ok? Uh, am uitat să-l tai. Ba nu, nu, acum trebuia să l tai, da. Deci am intrat. În dacă am făcut dacă am crescut pe Acum avem de făcut N modulo 2, 4 modulo 2, care este egal cu 0. Îl tai, pe, uh, tai ultima cifra lui N. Acum intrăm din nou în altfel, pentru că p este egal cu 0 și ne-am oprit cu uh, repetă până când. Uh, și ne-am oprit. Până când am ieșit din până când, am ieșit din dacă, scrie în R. Nr egal cu 46. Deci afișat 4. Voi asta trebuie să scrieți pe paia de examen 1, 46. Nu trebuie să scrieți egal sau chestii de genul ăsta. Că zice ce se afișează. Atât. Ăsta e punctul A. Am uitat să scriu. Ia să văd punctul B. Dacă pentru variabila K se citește 2, scrieți 3 numere din intervalul OK care pot fi citite. Deci un număr cu 4 cifre care poate fi citit astfel încât pentru fiecare te 20. Ce am observat că face algoritmul, el afișează, în cazul în care ultima cifră este impară, afișează cifra dinainte. În cazul de față, um, unde am afișat? aici, nu afișează cifra, salvează cifra dinainte. În cazul de față, ultima cifră a fost 7, cifra dinainte de 7 a fost 6 și a salvat-o în R. Apoi, tocmai aici, ultim, uh, cifra, ultima cifră a fost 5, iar cifra dinainte 4 și am salvat o nără. Deci, pentru cazul de față, eu ca să am 20, trebuie să am, având în vedere că obligatoriu e o numără de 4 cifre, trebuie să am 2 ceva, 0 ceva. Și avem nevoie de două numere impare aici. Nu cred că contează ce fel de numere impare. Eu să pun 1, 1, 2, 3, 0. 3. Nu contează, cred. Zice: scrieți 3 numere: 2, 5, 0. Nu trebuie să fie egale numerele, nu cred că e relevant. Nu e relevant, nu, că nu cred, sunt sigur că nu e relevant să fie egale numerele. Deci pot fi orice numere îmi pare aici, în locul lui 1, 1, în locul 3, 3 aici, în locul lui 9. 3. Scrieți programul CC corespunzător. Mare atenție! Punctul C. Scrieți programul cei plus plus de la include până la return 0 inclusiv și ultima coladă. Nu direct int main și așa, nu. Tot, cap coadă, trebuie să scrieți tot. Pentru că echivalent se referă că eu dacă copiez codul ăsta într-un uh, compilator, să funcționeze. Deci trebuie să tot de aici. Int main. Uh, având în vedere că aici eu când declar variabile îmi zice că în și că apasă numere naturale, eu chiar aș putea să declar uh, unsigned. Un... 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 Oh, am uitat numai aici. Ok, aș putea să declar unsigned int aici, pentru că am doar numere naturale, de la 0 spre infinit teoretic, dar aici cred că în cap Deci pe lângă n capa avem de declarat și variabila p, variabila nr, variabila k. Mare atenție! Să nu uitați să declarați variabile pentru că voi o să le folosiți pe parcursul codului. Și dacă nu-ți declarate, teoretic nu funcționează programul și teoretic ar fi ok să vă scadă profesorul. Gen, pentru el ar fi normal să vă scadă pe așa ceva. Dar eu o greșeală care e foarte ușor de făcut, mai ales în grabă, și am pățit și eu la un moment dat chestia asta. Nu la bac, dar la clasă cred că îmi făceam simulare de bac. Cred că am declarat toate variabile. Eventual v-aș recomanda să nu puneți punct și virgulă aici, până n-ați scris tot codul, ca în cazul în care mai aveți variabile de declarat, dacă scrieți direct pe foaie, dacă scrieți pe cerne, e ok. Dacă scrieți direct pe foaie, să nu puneți punct și virgulă, pentru că după aia o să trebuiască să îngroșați în cazul în care aveți alte variabile de declarat. Um, am de citit pe N și pe K. Teoretic puteam să-l inițializez pe P și aici, să spun pe egal cu 1, dar pot și aici, deci nu e nicio problemă, nu cred că contează. If K egal cu 0... Uh, de fapt, nici nu am nevoie de acolo, de ca o să am else. N R egal minus 1. Else. Acum o să am nevoie de acolo de mare atenție. Da, uite, aici s-ar putea să fie nașpa cu dual. Nu știu câți dintre voi ați făcut la clasă dual. Cât de mult ați făcut. Ca să transcriți un repetă până când în C. Ce aveți de făcut? După ce a scris tot ce e înăuntru, aici la condiție, mare atenție pentru că mulți uită chestia asta, nu e condiția de aici. Repetă până când. Mare atenție, aici e condiția negată. Adică când să se oprească rularea codului de aici? Păi până când unul dintre ele a ajuns la 0. Deci noi avem nevoie de repetă cât timp. Cât timp trebuie să repetăm codul de aici. Mare, foarte mare atenție la asta că e foarte, foarte ușor de greșit. Păi noi trebuie să repetăm codul cât timp n și k sunt ambele diferite de 0. Pentru că dacă una din ele a ajuns la 0, trebuie să ne oprim. Deci aici avem n diferit de 0 și k diferit de 0. Pare ceva simplu acum, dar la examen o să credeți că subiectul ăsta e foarte simplu de făcut, transcrieți exact cum vedeți și o să scrieți în loc de n diferit de 0 și k diferit de 0, n egal cu 0 sau k egal cu 0 și total, total greșit. Și la do while, nu uitați punct și virgulă la finalul condiției, că nu funcționează, e eroare de compilare altfel. Um, ok. Aici hai să scriem codul dinăuntru, c egal cu n modulul 2, n egal cu n div 10, if c e diferit de 0. Atunci, nr egal cu, nu acolo de întâi, că avem, ups, avem mai multe condiții de pus, nr egal cu nr plus n modulul 10 ori pe și pe crește cu, se mulțește cu 10. A, altfel, ce trebuie să facem? k egal cu k minus 1. dacă e condiția negată, funcționează exact la fel. Avem dual. Uh, ce mai avem de făcut? Avem de făcut scout. Yeah. Și la final, clasicul return 0. Ok. Scrieți în codul un algoritm echivalent, înlocui repetă până când cu o structură repetitivă cu test inițial. Structura repetitivă cu test inițial este cât timp execută sau cât timp... Nu, nu cred că este cât timp repetă. Cât timp execută, da. Și ca să o înlocuim, din nou, mare atenție, că nu-i condiția de aici, dar o să vedem imediat. Noi avem de înlocuit, repetă, execută, cât timp, timp. și aici avem o condiție de pus, execută. Cred că așa e. Ce condiție o să punem aici? Obvious, exact aceeași condiție ca aici, nu condiția de aici, pentru că este cât timp execută, nu până când execută. Nu nu condiția de oprit avem nevoie, avem nevoie de condiția de continuitate. Deci noi trebuie să continuăm cât timp n este uh, diferit de 0. Dacă să scrie chestia asta în pseudocod, era semnul ăsta, adică nu e ori mai mic, ori mai mare decât 0, adică nu e egal cu 0, ori un egal tăiat. Dar eu nu pot să fac un egal tăiat, așa că maxim ce pot să scriu e chestia asta. Pe calculator, zic. Pe foaie pot să tai egalul. Deci cât timp N este diferit de 0 și K este uh, la fel diferit de 0. Execut. A, a, aici e egal cu minus 1. Deci ne afectează cu ceva dacă nu scriem codul de aici încă o dată. Adică în R pe care îl afișăm mai jos ar avea o altă valoare în interior. Pentru că uneori trebuie rescris într-adevăr codul. Ideea e că intră în repetă până intră. Dar teoretic n-are altă valoare înăuntru într-adevăr, nu ne-ar afecta cu nimic ca nici să-l scriem din nou. Deci, e ok să facem și asta. Ca să fim siguri că e o bună practică. Zice că e algoritm echivalent și algoritm echivalent se referă să execute același număr de pași. Deci, e ok dacă îți rescrim codul dinainte. Ideea e că nu se afișează lucru. Deci am copiat și am mai scris codul o dată, nimic mai mult. Hai să trecem la următorul, următorul exercițiu. Utilizăm metoda backtracking să generez toate numele de intervalul cu cifrele în ordine crescă. Numele 3, 1, 2, 3, 4. Crescă în ordine obținere ultimele 3 numere generate care au prima cifră 4. Deci ultimele 3 care au prima cifră 4. Și numere de 5 cifre. 1, 2, 3, 4. Deci noi trebuie să adăugăm 4 cifre aici. Zice că sunt strict crescătoare. Hai să luăm pe ultimul. Ultimul număr ar fi 9, 8, 7, 6. Ăsta e, de fapt, să scriu așa. Ăsta e ultimul număr care ar fi generat, teoretic. Pentru că ăsta e cel mai mare care se poate scrie cu 4. Da. Și dacă facem cu uh, backtracking și venim înapoi, chestia care s-ar modifica aici, pentru că nu avem cum să scădem de aici, având în vedere că sunt ordine strict crescătoare, dacă scade aici o să fie 8-8, nu-i crescător, dacă scade aici e 7-7, nu-i crescător, dacă scade aici e 6-6, nu-i crescător. Deci, al doilea număr o să fie 4-5-7-8-9. Din nou, pornesc de la final și scad. Dacă scad din nou, o să am 8-8 la final, nu este crescător, nu-mi respectă condiția, deci n-am cum. Dacă scad din 8, nu pot. Că e la final. Uh, nu o să fie stric crescător, nu respectă condiția. Dar dacă scad din 7, și am 4, 5, 6, 8, 9, este corect. Este și stric crescător. Deci astea sunt ultimele 3 numere care sunt afișate de la tastatură. Nu le-am luat în ordine, nu le-am calculat eu în ordine crescătoare, le-am calculat în ordine descrescătoare pentru că... Le-am luat în ordine descrescătoare pentru că era mult mai ușor de calculat, așa. Voi când le scrieți pe foaie le puteți scrie în ordine crescătoare, adică nu Nici nu cred că e relevant în ce ordine le scrii, zice. În ordinea obținerii, ba da, e relevant. În ordinea obținerii a algoritmului, nu cum am făcut eu, că eu le-am obținut în ordine descrescătoare, dar voi pe foaie trebuie să le scrieți cum le are obține algoritmul ăsta. Și ăsta le obține în ordine crescătoare. Deci de preferat, obligatoriu, de fapt, scrieți-le în ordine crescătoare. Uh, variabila S memorează un șir, iar celelalte variabile sunt de tip întreg. Deci, să luăm 3. și afișează în ordine, în ordinea uh, deci S avem șirul ăsta. Să-l copiez, târcă asta face. Și plecând de la final, de la sătrâle de S-1, de la ultimul caracter, adică T, până la mai mare decât 0, e minus minus. În K avem A mic minus A mare. Ce semnifică chestia asta? Um, aici verificăm ca să luăm pe, pe, rând. Pentru că calculul ăsta poate fi derutat. Mamă, ce înseamnă să scazi două litere? Ajuns foarte mult, sper să mai faci video. Mersi mult, mersi mult. Sper că e ok. 32. E 32, dragos, dar nu toată lumea știe că e 32 chestia asta și e foarte derutant pentru mulți. Bă, cum poți să scad două litere? Gen, ce înseamnă chestia asta că scad două litere? Chiar pare derutant, sincer, dacă n ști, probabil dacă aș vedea chestia asta prima dată, m-aș panica, mai ales la bag la un examen super important, m-aș panica să văd așa ceva. Hai să vedem exact ce face algoritmul. Deci parcurgem de la final șirul, de la T până la A și verificăm. Dacă sunt trăcă hâră de a, I, I, o, U și SDI e nul. Atenție, a, I, I, o, U, litere mici, vocale, litere mici. La U ăsta, ar returna nul, că nu-l găsește. Deci dacă găsim o um, o vocală, strlen calculează lungimea unui șir, strlen egal cu string length, bine, aici e cu s în engleză, 100%, lungimea unui string, unui șir de caractere, strhr egal cu string character. Ce face? strhr caută caracterul SDI, Gândește-te la S ca la un șir, ca la un vector normal. Până la urmă este un șir de caractere, un vector normal, un tablou. Caută caracterul SDI în șirul declarat aici. Deci string, character. Dacă îl găsește, returnează un pointer. Nu o să discutăm despre asta acum. Important e că dacă nu îl găsește, returnează null. Și aici ce avem, dacă se trăcă hr, returnează ceva diferit de null. Adică, dacă îl găsește, dacă returnează un pointer. Dacă nu-l găsea, am zis că returnămul. anul. Deci noi, în if ăsta, abordăm doar vocalele uh, care sunt minuscule, care nu sunt cu litere mari, sunt cu litere mici. Și hai să vedem calculul ăsta ce face mai exact. Minus 32 ăsta de care zicea Dragoș. hai să înlocuim pe capa cu A mic minus A mare. Deci am avea oarecare e prima vocală pe care o abordăm. O ăsta de aici. O, deci dacă plecăm de la final până la început, asta e prima vocală care intră în if. Pentru că a, e, i, o, u și o nu returnează nul, spre deosebire de a, e, i, o, u și t. Că t nu e în interiorul șirului a, e, i, o, u. Dar vocala asta de aici este în interiorul șirului. Uh, și hai să vedem. Am avea sdi minus k. Care este echivalent cu, o să scriu egal echivalent, o mic, Asta e 0. Cu Minus. Hai să scriu cu paranteză ca să înțelegeți de unde vin semnele. Ok, care e echivalent cu. Pare ciudat să faci matematică cu litere, dar sper să înțelegeți. Am mai explicat asta pe un live, dar sper să se înțeleagă și acum. Minus cu minus fac plus. Ok. Să vedem ce face mai exact chestia asta. În tabelul ASCII, să văd dacă se vede, mamă, ce mic se vede. În tabelul ASCII observăm că literele sunt dispuse în ordine alfabetică, și alea mari și alea mici. Sunt dispuse în ordine alfabetică, deci ele au un cod, asta înseamnă o literă în spate nu e reprezentată ca fiind o literă, pur și simplu. Ea este reprezentată printr-o valoare, un cod, care nici nu e decimal, nu e în baza 10, nu sunt numerele pe care le știm, e baza 2, dar nu o să ne legăm de chestia asta. Important e că ne ajută foarte mult acest cod. De ce? Dacă observăm, distanța, să zic, de la D mic până la A mic este de 100 codului D minus 97 codului A. Adică 3. Asta e distanța de la D mic până la A mic. 3 poziții, 3 litere. Observăm A, B, C și apoi D, a treia poziție. Aceeași distanță se păstrează și la literele mari, că sunt dispuse tot în ordine alfabetică. Și codul lui D mare, 68 minus 65, este tot 3. Deci 100 minus 97, 3. 68 minus 65, tot 3. 3 poziții. Calculul ăsta de aici. Ne calculează, în prima parte a calculului, putem să grupăm cu niște paranteze. În prima parte a calculului, noi calc uh, diferența asta, în spate, nu pot să scaz două litere propriu-zise, se, se scad uh, valorile lor în reprezentare. Deci avem O mic minus A, mare, uh, minus A mic. O mic are codul 111 minus A mic. Și avem, hai să înlocuiesc, -mi 111 minus A mic care are codul 97. Uh, ca să nu greșesc cu 97, 14. Deci. Deci distanța de la O la A în alfabet este de 14 poziții. Distanța asta se adună la codul așa lua mare. Codul așa lua mare este 65. Deci o să avem 100, 111 97 plus 65. și am calculat cu 14 pe plus 65, care este egal cu 14 pe plus 65, ca să nu greșesc calculul, 79. Dacă ne uităm în tabel la litera cu valoarea 79, este exact o mare. Deci tot ce s-a întâmplat aici este transformarea literei mici într-o literă mare. Am scăzut distanța, am calculat, am calculat distanța de la literă la A mic în alfabet, dispunerea uh, literei în alfabet, și exact aceeași distanță am adunat-o la litera mare. Și astfel am obținut exact litera mare din alfabet. Aici se poate pune orice altceva. Calculul ăsta o să funcționeze oricând. O, oh, mă refer la litere. B mic minus A mic. minus 97, 1. 1 plus A mare. 65 plus 1, 66. B mare. Ideea e că am încercat să explic pentru că chestia asta poate să pere foarte multe persoane și e ceva super simplu. Prin calculul ăsta minus a, literă mică plus literă mare, se obține literă mare. Deci, oricând cădem de reținut literă mică minus a mic plus a mare egal literă mare, majusculă. Deci minusculă minus a mic plus a mare egal majusculă. Chestia care Mai este o șmecherie. Literă mare minus a mare plus a mic egal literă mică. Ideea e că în prima parte a calculului a fi distanța în alfabet de la literă la a mic sau a mare, depinde de cum vrei tu să faci transformarea, și distanța aia o adaugi în, 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 în OA, noua, noua dispunere, nu știu dacă vrei literele mici sau litere mari. Chestia opusă, ai tot. Deci, ce am făcut aici? O mic îl transformă în o mare. Sper că deci ouă ăsta au devenit o mare și asta se afișează pe ecran. Observăm că după ce s-a calculat îl și afișăm. După aia următoarea vocală este a Îl afișăm și pe el. După aia este i. I mare. Îl avem pe e. După i, pe a, scuze. A mare și E care devine E mare. Chestia care e, au ăsta nu-l mai abordăm pentru că am zis că în strcăh luăm doar literele mici. Deci ce se afișează pe ecran este O, A, I, A, E. Asta se afișează pe ecran. Sub programul prime, N prin care sunt cel mai mari două primele din intervalul. Este definiția. Deci, având în vedere că avem un program care furnizează prin parametri, înseamnă că o să avem un program void, pentru că nu returnează nimic, cu prime și cu trei parametri, int n, int x, int y. Observați că am pus o referință, pentru că valorile astea o să fie schimbate în main. Spune că furnizează, trebuie să fie schimbate în main, pentru că furnizează prin parametri. Deci valorile astea o să fie modificate. Hai să vedem cum facem asta. Deci, ne trebuie cele mai mari două numere prime din intervalul. Intervalul N-ul ăsta pleacă de pe 4, deci știm sigur că avem două numere prime, 2 și 3 în cel mai rău, în cel mai rău caz. În cazul uh, în care N e egal cu 4, avem 2 și 3 asigurat, deci nu trebuie să ne batem capul cu cazuri exceptate. La admitere, atunci. Cât timp nu am găsit două valori, prima dată eu să-mi gândesc X este mai mic decât Y, deci valoarea mai mică o să fie pusă în X și valoarea mai mare în Y mă gândesc, e foarte important să explici soluția înainte să te apuci să implementezi, că s-ar putea să implementezi ceva greșit și poți să de foarte multe ori crezând că problema e simplă și mă apuc să implementezi și nu e corect. Dacă mai scriu o funcție separată prin care calculează dacă e primă, din câte știu, ar trebui să fie ok. Nu ar avea de ce să-ți depuncteze. Problema e că îți cere un singur subprogram. Ziceți subprogramul prime, nu ziceți scrieți un program CC++. Crie un singur subprogram. Deci ca să fii sigur, ți-aș recomanda să, să scrii uh, în același program și verificarea. La asta unde scrieți un program CC++ și aici mai scrie. Uite, scrieți programul CC++. Aici poți să faci mai multe programe. Deci ce am zis că o să fac? Iau un counter, verific câte elemente prime am găsit până la un moment. Când am găsit două elemente prime, m-am oprit cu counter, m-am oprit cu parcurgerea. O să parcurg de la 1 până la 2, inclusiv. Și dacă counterul e 1, adaug în, în nu, dacă countul e 0, adaug în Y, dacă e 1, adaug în X, că plec de la final și la mai mare o să fie găsit primul. Deci avem un counter. Hai să l denumesc corect uh, numere prime. Număr prim. Egal cu 0. O să am nevoie și de un I pentru iterație. O să am nevoie și de un diviz. Mm. Mm. O să zic J. -u. Deci, plec de la n până la 2, pentru că în cel mai rău caz la 2 o să găsesc uh, număr prim. Ăla e cel mai mic număr prim posibil, 2. Și verific dacă i e prim. Cum verific dacă i e prim? Am mai multe metode, dar o să fac pe cea mai eficientă. Uh, hai să verific dacă un număr e prim. O să pornesc un j de la 2. Nu, o să iau prima dată cazurile exceptate. Dar n-am cazuri exceptate, că i 1 nu poate fi mai mic decât 2. Trebuia aici, niște, trebuiau aici niște cazuri acceptate, dacă este mai mic decât 2, uh, i să-l setez prim la 1, deci am nevoie și de un st-prim, pe care îl setez aici, este primul, setez la 1. Trebuia un if, dacă i este mai mic decât 2, să setez este prim la 1, dar nu-i cazul aici, că nu o să fie niciodată mai mic decât 2. Și ale inutile nu trebuie puse. Deci, j ori j e mai mic egal decât i plus plus j. Trebuie mers numai până la radicalul numărului, pentru că am nevoie să verific dacă numărul e prim sau nu. Dacă n-am găsit niciun divizor până la radical, înseamnă sigur că nu o să am niciun divizor deloc și numărul e prim, niciun divizor prim, uh, da, propriu. Mare atenție la chestia asta, j ori j egal cu i înseamnă că j merge până la radical. De ce? Unul are divizori? Da. J egal cu SQRT nu, hai ca să explic A egal cu SQRT din B, adică A egal cu radical din B, SQRT egal cu radical din B, ca să zic pe română înseamnă că dacă ridicăm la pătrat toată ecuația asta, o să avem A ori A egal cu B, de aici și J ori J mai mic egal decât I ca să nu fac SQRT de I pentru că nu e ok deci merg de la 2 până la mai mic strict decât radical, dacă i modulul j este egal cu 0 înseamnă că uh, avem un divizor pentru i, un divizor propriu. Și nu prea e ok. Așa că este prim egal cu 0. Pot totodată să adaug o condiție în forul ăsta, dar o să pară mult mai ciudat dacă scriu așa, este prim egal cu 0. Egal, egal, 1. Cât timp? Nu o să mai stau o să explic din nou, o să explic pe scurt. Forul e părțit în 3. Inițializarea condiția și pasul. Condiția asta este egală, este exact la fel ca și condiția din while. Pot să am mai multe condiții, să am condiții multiple printr-un operator relațional și eventual un sau. Și uh, puteam să scriu chestia asta cât timp este prim, cât timp G mic egal decât și cât timp este prim egal egal 1. Pentru că în momentul în care am găsit un divizor trebuie să mă opresc cu forul. Dar ca să nu pară mai ciudat, o să Așa. Și la final, dacă este prim, este egal cu 1. Dacă este prim, am zis că am nevoie de counterul respectiv. Deci, dacă număr prim este egal cu 0, înseamnă că n-am adăugat nici în Y, nici în X, așa că Y o să fie număr prime. De ce n adaug în X prima dată și adaug în Y? Eu iau numerele descrescător și cel mai mare număr prim pe care l-am găsit, cel mai mare număr prim pe care l-am găsit se află, trebuie să se afle în Y. Este primul pe care îl găsesc. Pentru că avem condiții aici, X mai mic, egal, mai mic strict decât Y. Uh, nu o să simplify că o să apară ciudat. Și totodată trebuie să cresc counter-ul, dar asta o să las aici. Else, if număr prime egal cu 1. De fapt nu, else. Omă, oh, și cum opresc eu cu algoritmul, că e ciudat. Sunt mai multe moduri, dar nu știu să iau modul care arată cel mai bine. Else nu. Else x egal cu e. Deci dacă nu e egal cu 0, înseamnă că are o valoare mai mare, pentru că eu o să o cresc imediat. Nu folosim erte sau abusele la programe. Ar trebui să punem un comentariu în care să zicem că trebuie folosit inclusiv met. Uh, uite, bah, eu da varianta asta pe care am pus-o eu. Că nu recomand SQRT folosit în programe, mai ales la admitere. La bug poate că e ok. Uh, în general, poți face fără asta, ca să fii 100% sigură. Poți face fără astea două. Mersi, Bahoi, de susține. Poți face fără chestiile astea, dar dacă poate ai nevoie neapărat, poți să pui un comentariu, dar dacă nu-ți încape pe pagină să zic că scrii aici, că totuși mai este puțin loc, poți să scrii deasupra. Să scrii un comentariu pe mai multe linii. Am utilizat uh, funcția sqrt care face parte face parti din librăria simet uh, nu cred că e simet ba e simet, sqrt ba da e simet deci numere prime ok și aici avem numere prime mamă dar nu prea am le -am. și în momentul în care am ajuns aici ar trebui să și oprim programul pentru că nu mai avem nevoie să mergem, deci o să pun un if când am ajuns să pun pe x, înseamnă că am terminat. Am terminat. Egal cu 0. Consider că nu am terminat. Cât timp nu am terminat? Deci adaug un... o condiție în plus. Hai ca să vă arăt cu chestii de genul Pot să fac și cu break, dar nu vreau să fac cu break. Uh, Break-ul poate să fie întotdeauna înlocuit cu ceva. Cum aș fi făcut cu break? Puneam aici o condiție simplă. Dacă am terminat egal cu 1, break. Dar, pentru că nu vreau să fac cu break, să vă arăt și alte alternative, cât timp i e mai mare egal ca 2 și nu am terminat, adică am terminat egal cu 0, continuăm programul. Când am terminat? Păi am terminat când am adăugat în x. Am terminat egal cu 1. Că în moment ce am adăugat în x, înseamnă că și y deja e folosit și gata, trebuie să ne oprim cu programul nostru. Avem nevoie de doi, două variabile, x și y. Facem prime de 49x sau de 43 și 47. Ok, deci funcționează. La aici, la prima problemă, nu trebuie să scrieți tot uh, de la includ eu până la main, scrieți doar sub program. Dar a fost o idee bună, în cazul în care folosești ceva special să și scrie că trebuie inclusă libreria aia. Nu știu dacă ar scădea pe așa ceva, sincer. La admitere, poate, dar la bag, nu cred. Ok, scrieți un program care citește de la tastatură două numere din intervalul MN și construiește în memorie un tablou. Nu cred că există o formulă să-mi dau seama care al șaselea pătra perfect par. În ce știu, la bac nu ai voie să folosești Biblia. Bă, la admitere n-ai voie, la bac cred că ai voi cu simet, cel puțin. Și f -stream. ai voie simet și C string. Da, de deci simet funcționează. Deci nu cred că există o formulă să-mi dau seama care al n-lea pătra perfect par. Eu de asta aș avea nevoie ca să pornesc de la 1. Dar, să câte la... Nu, mi se pare mai normal să plec cu o parcurgere de la final spre început. Merg exact invers cu tabloul. Nu o să plec de la, cu I de la 1 până la N și cu J de la 1 până la M. O să plec cu I de la N până la 1 și cu J de la uh, M până la 1. Merg exact invers. Și o să pun pe ultima... Uh, pe ultima poziție, primul pătrat perfect par. Pur și simplu am un counter în care salvez uh, numărul care determină pătratul perfect, numărul par care determină pătratul perfect și îl cresc cu 2. Mi se pare mult mai logic. Dar nu zice, este două numere din intervalul 2, 10 la a doua. 2, 10 la a doua. Deci nu știu aici dacă e long, long, int. Încă nu suntem siguri. Rămânem așa în moment. Să fim 100% siguri. Um. Deci am citit pe N și M și acum trebuie să construim. Mai avem nevoie de două variabile pentru parcurgere, I și J. Și am zis că o să-l parcurg ca să-mi fie mie mai ușor și de un counter. Uh, cum să-i Să, zic, să zic, counter? și counter. Care pleacă de pe 0. O să parcurg de la final. Deci eu meu o să plece de pn până la 1 minus minus O să plece exact invers. De la ultima linie până la prima linie. Și de la ultima coloană. Uh, J mai mare egal decât 1 minus minus G. plec din colțul din dreapta jos și ajung în colțul din stânga sus. Altă metodă, sincer, eu nu știu ca să pleci de la primul pătrat perfect pentru, pentru că nu știu care e al 10000 la pătrat perfect. Dacă aș fi știut, probabil aș fi putut să fac și așa. Uh, în cazul de față, a și G, nu, că am nevoie de acolo, decât adică mai am nevoie de un calcul. A și G egal cu um, counter ori counter. Trebuie să crezi counterul că avem nevoie că avem nevoie numai de valorile pare. Nu o să-l crezi cu 1 mare, atenție, o să-l crezi cu 2. Că nu e pătratul perfect al 1, pătratul perfect al lui 2, pătratul și așa mai departe. E numai 0, 2, 4, 6, 8, 10. În cazul de față 10. Uh... Acum cred că pot să afișez matricea. La ce se referă parcurgândul pe linie cu sus în jos? De la stânga la dreapta poate pare puțin confusing, dar e cum ai parcurs o matrice normal, gen de la 1 la n, de la 1 la m. Și exact asta o să fac acum, de la 1 la n. Și de la... o să vedem acum dacă încă pe n sau nu, că o să rulez cu 100-100. Probabil o să ia puțin timp, dar verificăm imediat. A de i și j. Afișăm un spațiu. Și se aud backslash aici. Ok. Sper că nu m-am grăbit. citim. Citim. M linii și M coloane. Băi, eu am pus N linii și M coloane. Nu cred că e greșit, că nu-i pasă nimănui. 34, 36. Hai să vedem 100, 100 cum e. Hai să vedem cel mai mare. Bă, nu este din end. Ba da. Deci, 100, 399. Bă, nu din int. Deci mergea și Quint. E 399 de milioane. Deci mi-a luat țeapă, aici mergea și Quint. Nu cred că de punctat așa ceva, deci mare atenție, nu, chiar nu cred. Nu e atât de relevant tipul de dată. Pe nu e unul mai mic, logic. Iese. Cum nu iese, mai? Cum iese? Că nu iese. Uh, fișierul are cel mult 10 la 6 linii, fiecare linie lin conținând. Fișierul cea mai mare sumă cheltuită pe to. Vedem aici 1, 10 la 2, deci ceva cu veturi de frecvență aproape sigur. Cea mai mare sumă cheltuită pentru toate produsele de același tip, acum și numărul de tipuri de Din de, de vedere al timpului, deci spațiul nu trebuie să fie eficient, deci avem nevoie doar de... Um, doar D. De. Deci ce avem nevoie de un tablou cu... reprezentând un vector de frecvență? Dacă și roare pe ecran 26, 2 s-a pentru două produse. Descrieți în limbaj natural algoritmul justificând eficiența. Mare atenție! La 3 am un video despre chestia asta. Nu o faceți prima dată o faceți B-ul pe ciornă și după aia explicați algoritmul. Că e greu să explicați algoritmul utilizat fără să-l aveți în față. Poate vă vine alte idei să-l faceți. Bune, de um, Ok, avem nevoie de citire din fișier. Include stream. Give okay, stream fin. și acum hai să discutăm despre cum aș face. Deci avem câte trei numere naturale din intervalul. Ok, deci. Frecven... O să fac frecvență pentru categoriile de produse. Și să rețin suma uh, prețului. Gen acolo o să fac numărul de produse ori prețul și o să rețin în frecvența respectivă. Pentru că la final încerc suma maximă și numărul total de produse la care e suma maximă. Asta o să fac. Sper să fie ok. O să declar global frecvența aici, dacă declarați o variabilă zic din nou, dacă declarați variabile aici în afara main-ului, ele sunt inițializate cu 0. De exemplu, dacă las pe X așa și dau SEAUTX, o să-mi afișeze valoarea 0. La fel, dacă am un vector, o să fie tot inițializat cu 0. Merge un struct? N-ai nevoie de struct. Merge și un struct, dar n-ai nevoie. Efectiv, n-ai nevoie. Te complici prea mult. O... Se poate face frecvența și aici. O să am o frecvență pe 100. De ce pe 100? Pentru că numerele mele citite sunt de la 1 la 100, deci automat categoria deci, automat, tipul produsului pot să-l am numai de la 1 la 100 și o să fie cumva o frecvență după tipul produsului. Uh, cel mult 10 la 6 linii. Hai să calculăm dacă suma aia poate ieși din int. 10 la 6 linii înseamnă uh, 1 milion de linii. Deci aș avea 1 milion, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ori uh, suma, numărul de produse poate să fie maxim 100, ori prețul produsului poate să fie maxim 100. Deci aș avea 10 la 6 plus 2, plus 2, 10 la puterea 8 a 10, care e egal cu un miliard. Deci, un miliard în cap în int, sigur, frecvența mea o să încapă în int. Așa calculați să vedeți ce tip de dată aveți voi nevoie la tablou sau la variabile. Ok. Acum avem nevoie să și inițializăm frecvența asta să-l un x. Mama, foarte fain iară citim până la finalul fișierului. Mai mic egal decât 100, plus plus i, f egal cu frecvența, egal cu 0. Ok? Um. Și acum trebuie să citim din, din fișier. Cum citim? Având în vedere că nu știm câte linii trebuie, iese problema. Yes. Cum citim având în vedere câte linii, nu, că nu știm câte linii trebuie să citim din fișier. Am explicat chestia asta, avem două metode. Uh, tip, produs, uh, cantitate, preț. Pot citi cât timp se execută citirea asta, fiind timp produs, fiind cantitate. Putem citi așa, și while-ul ăsta o să se termine când ajungem la finalul fișierului. Mare atenție, chestia asta e posibilă doar când citești din fișiere, pentru că dacă faci citire de la tastatură, o să meargă până la infinit, că nu știe când se oprească while-ul, când termin tu de citit, nu citește gândurile. Dar în fișier știe care e limita, că nu poți să adaugi un fișier live în timp ce rulează programul. Se merge chestia asta. Cât timp se poate citi, se citește. Când au ajuns că nu se mai poate citi, se returnează fals. Dar mai există o metodă cât timp nu am ajuns la finalul fișierului. Cum facem chestia asta? fin.eof este o funcție care returnează adevărat, care returnează true dacă am ajuns la finalul fișierului. EOF vine de la end of file. Cât timp nu am ajuns la EOF, cât timp nu am ajuns la finalul fișierului, eu fac citirea asta aici. Deci nu contează, alegeți, faceți cum vreți. Ideea e că dacă faceți citirea aici în paranteze, aici trebuie să lucrați direct cu datele pe care le-ați citit. Pentru că deja sunt citite. Dacă mai faceți o dată citire aici, o să săriți peste datele citite. Deci o să las așa, cu citirea asta. Frecvență de... Am zis că o să crezi frecvența... O să calculez frecvența în funcție de tipul produsului. Deci frecvență de tip produs egal cu frecvență de Tip produs plus frecvența dinainte, că nu o să scriu peste, o să scriu, mamă sper că se vede, o să scriu, um... o să adun, nu o să, nu o să scriu peste frecvență, o să adun la frecvență. Ea la început e 0, deci nu e nicio problemă, plus cantitate ori preț. Asta e suma pe care am consumat-o pentru un produs la un moment dat. Uh, și la final trebuie să calculăm frecvența maximă. Deci avem un for de la 1 la 100 în care vedem, deci avem nevoie și de o variabilă care să rețină maximum, maximum o să fie 0 și un counter de maxim, counter maxim, care și el o să fie 0, că trebuie să afișăm și, și suma maximă și câte elemente au suma maximă. Deci dacă frecvența de tip produs este mai mare decât maxim, înseamnă că maxim egal cu frecvență de uh, nu ți produs, doamne, de că ăsta e codul produsului tip produsului deci maxim egal cu frecvență de ei și counter trebuie să-l setez la uh, 1 că am găsit, am, am setat noua, noul maxim și counterul trebuie să fie și el 1 un singur element cu noul maxim totodată o să verific și dacă e egal deci dacă frecvența de I este egal cu maxim, counter plus plus. Cu plăcere. Și la final ce trebuie ar trebui eu să fac? Bă, da, de deci ce îmi dă așa? Nu. 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 Mă pune aici să scriu. L am închis if. Bă, am închis while-ul? am închis ceva? Bă, nu. Anyway, la final se aud maxim, spațiu și counter -max. Ok, facem fișierul ăsta. counter punctin Și hai să rulăm. 26.2 Deci, funcționează. Recapitulăm. Inițializăm frecvența. O să fac, e un cod, fac frecvență pe tipul produsului. Frecvența o să rețină suma de bani cheltuită pentru produsul respectiv. Eu când am citit aici, citesc de la tastatură până nu mai pot, până ajung la finalul fișierului. Și adaug în frecvența respectivă suma de bani cheltuită, cantitatea ori preț. Că asta e suma de bani, aici era destul de obvious. Verific, parcurg frecvența pentru codurile astea de la 1 la 100, că astea sunt tipurile produsului, de la 1 la 100. Dacă e mai mare decât maxim, setezi nou maxim, setezi counterul. Dacă e egal cu maxim, trebuie să crești counterul, când trebuie și numărul de produse care are uh, maximul ăsta. Din nou, complexitatea. Hai să facem și complexitatea programului, pentru că ne trebuie la punctul A. Forul ăsta are complexitatea OD1. De ce? Pentru că eu, OD1, reprezintă complexitatea când eu fac un număr finit de pași și știu dinainte să rulez programul câți pași face structura aia repetitivă. În cazul unei structuri repetitive, că dacă siful întotdeauna e O de 1. Puteam să am aici forul ăsta până la un miliard, nu mă interesa. Tot complexitatea O de 1 o are. Când am un număr finit de pași, știu, după cum am zis, înainte de rularea problemei, câți pași o să fac, cu siguranță, avem O de 1. Aici, din nou, la calculul ăsta de maxim, tot O de 1 avem. Dar aici, nu știu câți pași fac. Și o să avem un ODN. În while-ul ăsta eu fac numărul de pași egal cu numărul de pași din while, de câte ori se iterează în while, este egal cu numărul de linii pe care îl citez de la tastatură. Deci, odn N reprezintă numărul de linii din fișierul de la tastatură. Scuze. Și complexitatea asta de aici, teoretic, se adună complexitățile dar uh, se ia, scuze, se ia complexitatea maximă de aici. Dar după cum puteți vedea, O de N este mai mare decât O de 1. Deci complexitatea programului este O de N. Deci complexitatea finală a algoritmului este O de N, unde N reprezintă numărul de linii citite din fișier. La nu o să stau să scriu tot algoritmul, o să spun doar ce scrie eu. Descrieți în limbaj natural algoritmul. Trebuie să descriem algoritmul. Cum descriem algoritmul? Luând din enunț. Algoritmul utilizat calculează cea mai mare sumă cheltuită pentru toate produsele de același tip citite din fișier, precum și numărul de tipuri de produse pentru care s-a obținut această sumă. Asta face algoritmul. Cum face algoritmul chestia asta? Am utilizat un vector de frecvență unde am reținut suma cheltuită pentru fiecare produs în parte, iar la final am calculat utilizând o structură repetitivă. Am parcurs. Nu, trebuie să zici. De asta e bine să scrii pe joană, pe când vin idei, când explic. Trebuie să zic că frecvența asta e inițializată cu 0. după aia zic că am citit elementele și am adăugat în frecvență suma. Iar la final am calculat maximul din frecvență și am crescut counterul. Iar în momentul în care am găsit. am crescut counterul când am găsit elemente egale. Iar dacă am găsit o valoare mai mare decât maximul, inițializam maximul la 1 și schimbam, inițializăm counterul la 1 și schimbam maximul. Și acum urmează partea de ce este eficient. Mare atenție, îmi cere numai eficiență din punct de vedere al timpului de executare. Nu îmi cere și eficiența al spațiului. nu zice eficiența al spațiului, deși ar fi eficient din punct de vedere al spațiului că folosesc un vector de frecvență doar și nu un vector o lungime pe care nu știu dinainte. la vector de frecvență știu că oricând aș la programul, eu am 100 de elemente. Orice valoare aș citi de la tastatură, eu am 100 de elemente în frecvență. Dar uh, nu am o frecvență de N sau de un număr pe care nu-l știu. Deci trebuie să explic doar din punct de vedere al timpului. Algoritmul, algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere, algoritmul proiectat, ca să nu mă repet, este eficient din punct de vedere al timpului de executare, pentru că are o complexitate liniară, ODN, unde reprezintă numărul de linii citite din fișier. Deci, cam asta este la. la